Bună dimineața! Mă bucur să vă revăd că sunteți prezenți la o nouă ediție Magia Zilei. Astăzi vorbim despre un cristal plăcut, interesant, frumos și cu multe beneficii. Calcedonia albastră. Din punct de vedere spiritual, este o piatră care înlesnește comunicarea, care încurajează contactele interumane și buna conviețuire cu natura. Ne ajută să înțelegem mai bine propriile noastre emoții, dar și dorințele și necesitățile. Este o piatră super benefică în deschideri interioare și stabilizarea unui mental bun. Din punct de vedere mental acum, vedem că îmbunătățește limbajul, ne ajută să ne facem mai bine înțeleși și transformă ideile în realitate. Își încarcă stăpânul cu optimism și îl face să uite de toate grijile. Din punct de vedere fizic, piatra este excelentă pentru bolile respiratorii. Poate trata răcelile și problemele legate de fumat. Deci este bun ca să ne lăsăm și de viciul acesta. Este un bun antiinflamator care întărește sistemul imunitar. Deci este foarte benefic dacă îl folosim chiar și pentru copii. Copiii care sunt mai firavi, care au probleme cu îmbolnăviri repetate, cu niște răceli. Deci, în perioada respectivă, este fantastic de benefic ca un tratament la purtător. Cam atât. Vă dau reîntâlnire la o nouă ediție Magia Zilei, dar până atunci vă spun la revedere și încercați să vă procurați o astfel de piatră. Gânduri bune!